3-4 zile a avut o vizită furtunoasă la Vrei. Și ne-a prezentat dumnealui cum o să fac o fabrică de conserve, cum o să fac nu știu ce, ei chiar nu au făcut nimic în viața noastră. Cine era în acea delegație care ne salva pe noi agricultorii brăileni? Acum vorbești ca președinte al PNL și membru Comisia de Agricultură, dar în primul rând ca fermier. Domnul Vasilică Priceput, vă dați seama că au luat tot ce a fost bun în județul ăsta. Domnul Vasilică Priceput e nașul domnului Gineric, nașul domnului fete domnului Ciudose. Domnul Priceput, Vasilică, care a păcălit agenția APIA, agenția pentru plăți și intervenție în agricultură, 1.610.320 de lei. A depus o cerere de plată, a încasat niște bani, apoi a uitat că a dat dreptul să încaseze acești bani, ANAF-ul s-a îndreptat către firmele dumnealui, că na, atâta s-a putut, ce să-i zice. Dacă dumnealui învăța să dea țepe, mă gândesc dacă oamenii și brăilenii, fermieri din județul Brăila se vor îndrepta către aceste personaje, oare nu ducem noi marfa acolo? Dacă s-ar întâmpla asta, cum s-a mai întâmplat niciodată? Dar vă uitați că la dumneavoastră, doamna Mihaela Dan, în 2016 ați avut un articol că am comutat aseară când n-aveam ce face, în care domnul Mihai Tudose ne spunea ce fabrică minunată o să facă dumnealui la Brăila. Trebuie să căutați și vedeți. Am găsit la dumneavoastră, nu știu dacă vă știți articolul. Ăștia apar ca ciuperci după ploaie, când vine campania, și atunci ei se gândesc, mergem la mediul rural, mențim oamenii, mai păcălim odată, cum i-am păcălit 34 de ani. Nu prea mai merge. S-a cam terminat cu păcălea. Oamenii au înțeles, oamenii au văzut ce înseamnă opoziția la Brăila. Și vom vedea în viitorul foarte apropiat câți primar mai rămân la PSD, cât mai trebuie la PNL, poate pleacă fundul și la PNL, cine știe, ceea ce nu prea cred. Și așteptăm o luptă în iunie 2024. Spuneți-ne când s-a întâmplat chestia asta cu APIA. Cred că în 2021, dacă nu greșesc, dar pot verifica. Deci recent acum, nu? Recent, zi, treabă 3-4 ani. Cam despre asta e vorba. Și ce s-a întâmplat? Cum s-a încheiat toată chestia? Da banii înapoi sau ce s-a întâmplat? Nu, e sub de executare cu anumite feluri. Banii nu i-a dat înapoi. Probabil nu l-a avut. Sunt 1.600.000 de lei, 16.000, peste 300.000 de euro. Am casat la APIA abuziv, asta spune statul român, nu spun eu. Sunt date, eventual, dacă are o problemă domnul Vasilică, și nu-i predestinat începutul, să mă dea în judecată că i-a dat documente. Sau să iasă public să spună ceva, cu siguranță i-a dat acesta.